po jucători din punctul meu de vedere. Jucători care poate și au făcut treaba în unele momente, jucători care le-au și mulțumit, au plecat, dar nu jucători care, din punctul meu de vedere, care au renunțat, să știu, sunt sigur, dar nu sunt sigur dacă erau din votul echipei sau erau titulari în din ei, nu știu, făcea mai mult astăzi. Poate făcea mai mult decât un gaju ăla, cum îi zice, Dino sau Poverlovic, de exemplu. E posibil, dar v-a zis, nu trebuie să evaluăm un jucător după un meci pe ăsta. Dar este un jucător care v-a mulțumit astăzi? Dacă mă întrebați pe mine, pe excepția lui Axinti, care a avut mult și a dorit, s-a văzut în adevărat, știu, Cotășenean, dorește mult de la el în nouă sezon, celălalt m-au dezamăgit total, toți. Mi se pare că există o obsesie la FC Botoșani de 4-5 sezoane să-i găsească un locuitor patate. De fiecare dată cel care este adus dezamăgește. Nu înțeleg chestia asta. Da, e adevărat asta. O știm cu toți, chiar și eu personal am declarat. De când e Patache, eu tot am căutat fundaș dreapta și n-am găsit. Deci tu o Patache la mea. E posibil, deci e clar, probabil staff-ul tehnic va căuta să, știu, să primiți un suflu nou în următorul lucru. Da. Eu, de ce, trebuie să avem răbdare. Anul trecut și media show, chiar am început, mi-aduc aminte, a fost în 26 geata, am învins noi, au avut în primul perioadă date 0 puncte, după care ne-am ajuns în turul campionat. Deci, cel mai dureros e că a fost să pregătești un joc, am zis, au durat multe zile, săptămâni, și e neplăcut când vezi, și pentru noi, cei care ne-am ocupat în spate. Iar l-am pierdut pe domnul Eftimie la înfrângeri. Dacă facem o statistică, cred că la 90% din conferințe de presă a venit doar după ce echipa a câștigat. Am fost și un moment în care am venit. Da, a venit și la 2-2 după gaz, mi-am venit de așa, cum am venit. Dar normal că e disconfortul ăla, am stat împreună, am luat să fii supărat. Mulțumesc!